iubim mașinile și ne place să avem grijă de ele. Ne place ca mașina pe care o avem să fie impecabilă, să nu fie zgâriată, să fie curată. Lucru dovedit, ci că 31% dintre români își spală mașina cel puțin o dată pe săptămână. Noi nu suntem ca italienii. Ați văzut italienii când își caută un loc de parcare și găsesc unul? Dacă cumva este prea îngust, e nimic. Poc un pic în față, poc un pic în spate și au făcut loc. La noi, dacă se întâmplă treaba asta în parcare, iese cu scandal. Cum? Mi-ai zgâriat mașina? Ia uite cum arată, ia uite ce ai făcut. E dramă, dramă. Astăzi avem un subiect de car styling. Am venit în Târgoviște la cel mai avangardist centru de car styling. Astăzi vorbim despre protecția ceramică pentru mașină. Haideți să vedem despre ce este vorba. Haideți să aflăm ce putem să facem pentru mașinile noastre, ceva mai mult decât un polish. Pare da. Bine să te revăd, Mihai. Și mie, Roxana. Ideea în sine care este? Că după aplicarea protecției ceramice există anumite beneficii asupra mașinii ca și un luci intens care se menține, un efect hidrofob, însemnând că apa nu va mai sta pe mașină, duritatea 9H certificată de către SGS, care conferă rezistență la zgârieturile ușoare și de uzură, și, bineînțeles, rezistență chimică la spumele de la spălătorie, la dejecțiile de păsări și, per total, o protecție care asigură vopseaua pe capotă. Putem începe să ne uităm. Da, exact. Astăzi de la pisicile din cartier. Mama lor de pisici. Sunt de la pisici, de la uzura normală a mașinii, de la diverse lucruri ce pot afecta vopseaua. Dăm voie să precizez că am mașina de un an de zile. Da, nu contează neapărat de cât timp deții mașina, ci faptul că o vopsea și un lac nu sunt concepute să reziste la zgârieturi decât prin aplicarea unei protecții ceramice sau a unei folii. Se observă un pic mai bine decât pe capotă că sunt anumite microzgârieturi, pânze de păianjen, așa se numește, și zgârieturi de uzură care se corectează prin intermediul unui. Uite, asta am și curățat-o, gata. Auto. Aici, de exemplu, acolo este luată vopsea. Bine, zonele în care este luată vopsea este altă problemă. Da? Acolo nu se poate face nimic? În unele situații se poate, în alte situații nu se poate. Care este verdictul medicului? Se tratează sau nu se tratează? Verdictul medicului este că se tratează, bineînțeles, noi cu asta ne ocupăm și o facem cu plăcere. Clar, mașina va trebui poleșată integral, încât să putem elimina tot ce înseamnă holograme, zgârieturi, microzgârieturi, pânze de păianjen și așa mai departe. Ideal ar fi ca această protecție ceramică să fie aplicată imediat după achiziția mașinii sau nu contează, putem aduce mașina oricând? Ideea este în felul următor. Fiecare persoană gândește diferit. Noi recomandăm ca mașina să fie adusă pentru o protecție de tipul acesta, nanoceramică sau în foliere, direct din reprezentanță. Sau cât mai repede după. Deci, pentru că, așa cum am spus mai devreme, vopsea și lacul nu sunt făcute să reziste la zgârieturi, la diverse intemperii care se pot produce. Tocmai de aceea este bună protecția ceramică și folia de protecție pentru caroserie. Câte zile durează aplicarea acestei protecții ceramice? Adică ca să știu mai exact câte zile rămân fără mașină. 2-3 zile durează tot procesul, de când vine mașina până când este gata. Sunt foarte curioasă cum arată Rexton-ul acum după 4 zile de întreținere. O și văd prin geam, dar să vedem cum arată. Mamă, parcă e chiar nou-nouță. Bună, Mihai! Ce faci? Uite bine, te-am așteptat. Mă, deci mă uitam la mașină. Voi ce ați făcut? Ați revopsit-o? N-am revopsit mașina, ci doar i-am aplicat un tratament marca Ceramic Pro România și acum rezultatul poți vedea și tu. Mașina a primit un tratament complet, însemnând o spălare exterioară completă, o curățare a motorului, interiorului, a jantelor, un detailing, o corectare a lacului, mai pe românește un polish auto, dar executat profesional de către echipa noastră, iar apoi s-au aplicat 3 straturi nanoceramice pe caroserie și un strat nanoceramic pe toate suprafețele de sticlă și mașina arată, după cum poți vedea și tu, un aspect ca de showroom. Acum o să-mi fie și mai drag să-mi conduc mașina.